Marți, după mini vacanța de Rusali, a fost o nouă zi de grevă generală în școli și grădinițe, intrându-se în a treia săptămână de proteste. Totuși, o mică parte dintre profesori a renunțat la grevă și a chemat la școală elevii, după apelul ministerului și după prima ofertă de salarizare a guvernului. La fel s-a întâmplat și la Pitești și Câmpulung, acolo unde o parte din învățători, educatori, dirigenți și profesori a chemat elevii la școală. A fost programată o întâlnire la Minister între oficialități, sindicaliști, elevi și părinți pentru a se lua o decizie privind reprogramarea examenelor naționale. Tot marți trebuia să înceapă înscrierile la evaluarea națională, acestea urmând să se deruleze conform calendarului, doar patru zile până pe 9 iunie. Evaluarea națională 2023 pentru clasa A8 -a va avea loc în perioada 19-22 iunie. Proba la limba română este programată pe 19 iunie, iar proba la matematică pe 21 iunie. Elevii de clasa 8 -a ar trebui să finalizeze cursurile pe 9 iunie. Primele rezultate s-ar afișa pe 28 iunie, iar cele finale după contestații pe 4 iulie 2023. De săptămâna viitoare, și elevii claselor a 12 -a și a 13, -a, conform calendarului, ar trebui să susțină primele probe de competențe la examenul de maturitate. Încă se discută dacă acestea vor putea fi susținute sau vor fi echivalate cu notele la materiile la care ar fi trebuit să se susține examen.